Protopopiatul Sector 2 Capitală a desfășurat astăzi cea de-a treia acțiune din cadrul campaniei caritabile Vestim Nașterea Domnului pentru persoanele de la centrele sociale din Arhiepiscopia Bucureștilor. Un grup de colindători, din care au făcut parte preoți din protopopiat și voluntari de la parohia Sfinții Voievozi Gherghiceanu, a vestit Nașterea Domnului și a dus daruri pacienților de la Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Capitală. Grupul de colindători, coordonat de părintele protopop Mihai Popescu, a dus astăzi vestea cea bună a Nașterii Domnului celor 28 de pacienți internați la Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie. Clericii au colindat pe pacienți, au stat de vorbă cu ei și le-au adus zâmbetul pe chipuri. Persoanele de aici au primit cu acest prilej și daruri oferite cu sprijinul voluntarilor de la parohia Sfinții Voievozi Gherghiceanu. Acțiunea Vestim Nașterea Domnului, organizată de Protoieria Sector 2 Capitală într-o perioadă specială din anul bisericesc, când ne apropiem de sărbătoarea Nașterii Domnului, a continuat și astăzi, 12 decembrie, la Centrul de Îngrijire Paliative Sfântul Nectarie, unde sunt îngrijiți 28 de bolnavi. O parte din preoții protoieriei au venit și au colindat pe acești oameni care se află în suferință, fiind dirijați de părintele Marcel Stavără. Acțiunea s-a desfășurat cu implicarea concretă a parohiei Sfinții Voivozi Gherghiceanu, reprezentată de părintele paroh Dorel Flule Laurențiu, de părintele Alexandru, de părintele Ticu Ioan și de față au fost prezenți și voluntarii de la parohia Sfinții Voivozi, care au adus daruri pentru acești oameni bolnavi. Este primul grup care vine la pacienții internați în Centrul Sfântul Nectarie, primul grup al preoților. Dânsii obișnuiesc să vină în fiecare an și să aducă multă bucurie prin colindele pe care le cântă. Gestul preoților de astăzi este minunat și aș spune chiar îngeresc pentru bolnavii care suferă și care au nevoie să fie vizitați, să fie încurajați și le mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce fac pentru noi. Anul acesta o implicare mai mare s-a observat din partea voluntarilor. Ei au împachetat, ei au pregătit florile pentru fiecare om în parte și cu dragostea lor au oferit fiecărui om în parte. Și acești oameni care sunt țintuiți foarte mulți dintre ei la pat, nu au observat doar materialul care a fost adus de către noi, de către preoți și voluntari, ci și dragostea. Le-am adus darul de post cu ocazia Crăciunului și totodată l-am oferit colindul sfânt și bun ca să le readucem zâmbetul pe buze și totodată să le transpunem în suflet bucuria nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos și nădejdea și credința și speranța în Mântuitorul Lumii. Am venit să aducem un început al Crăciunului pentru cei care poate îl vor apuca sau poate nu și la anul. Suntem voluntari de ceva timp și iubim să facem lucrul ăsta, iubim să fim alături de ceilalți, să ajutăm așa cum putem, nu trebuie neapărat financiar, poate să fie doar și sufletește. Protopopiatul Sector 2 Capitală va organiza și săptămâna viitoare acțiuni de acest fel la Centrul Sfântul Silvestru, la Centrul de zi Sfântul Pantelimon, pentru cei 52 de copii aflați în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, precum și la cantina Sfânta Ana.